O mașină parcată pe un trotuar din Zalău a luat-o la vale și s-a oprit într-o țeavă de gaz. Asta a pățit un șofer care și-a parcat mașina în pantă și i-a cedat frâna de mână. Țeava de gaz s-a fisurat, însă din fericire, pompierii și angajații în gaz au remediat problema în doar câteva ore. Un șofer a avut o surpriză neplăcută după ce și-a lăsat mașina parcată pe un trotuar în municipiul Zalău. Când s-a întors la autoturism, a observat că mașina a luat-o la vale și s-a izbit de o țeavă de gaz pe care a fisurat-o. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că incidentul a avut loc pentru că frâna de mână nu a ținut. Cel mai probabil, mașina nu a fost asigurată suficient de bine pentru panta în care se afla. Proprietarii casei în a cărei conductă s-a oprit mașina s-au panicat și au sunat imediat la 112. Pompierii au fost solicitați pentru a asigura zona până la sosirea angajaților E.ON Gaz. Din fericire, problema a fost remediată în câteva ore. A fost solicitat să intervină pentru a asigura perimetrul la o conductă de gaz fisurată pe strada Andrei Șaguna din municipiul Zalău în urma unui accident de circulație. Pe viitor, șoferul speriat se va asigura mai bine înainte să-și parcheze mașina pentru a fi sigur că nu se va mai confrunta cu astfel de situații neplăcute.